Bună dimineața, dragilor! La mijloc de săptămână și început de lună iunie va ploua în nordul, centrul și estul țării, iar în restul teritoriului precipitațiile se vor semnala doar izolat. La munte și în sud-est, pe alocuri, se vor strânge cantități însemnate de apă, iar vântul va sufla moderat în Bărăgan, Dobrogea și sud-vestul Olteniei. Mergem în Maramureș, unde chiar dacă vor veni ceva precipitații slabe și astăzi, soarele va ieși câștigător. Temperaturile însă vor rămâne destul de mici, maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Baia Mare și 19 grade în Satu Mare. Pentru Crișana se anunță cer variabil și o ușoară creștere a valorilor termice. Maximele de astăzi se vor încadra între 20 de grade în Oradea și 21 de grade în Arad. În Banat, norii ne mai dau turcoale și astăzi, fiind posibile ploi, mai ales în sudul teritoriului. Temperaturile de astăzi vor urca până la 19 grade în Reșița și 22 de grade în Timișoara. Pentru Oltenia se anunță vreme frumoasă, cu cer variabil și temperaturi în creștere. Se vor înregistra 21 de grade în Râmnicu-Vâlcea și 22 de grade în Craiova, Târgu Jiu și Drobeta-Turnu Severin. Pentru Transilvania, veștile nu sunt la fel de bune, vom avea în continuare parte de ploi și de valori termice destul de mici pentru începutul lunii iunie. Maximele se vor încadra între 14 grade în Miercurea Ciuc și 20 de grade în Alba Iulia și în Deva. Nu scăpăm de ploi nici în Moldova, soarele va avea și el scurte momente în care se va arăta printre nori și ne va aduce în termometre valori de până la 15 grade în Suceava și 22 de grade în Focșani. În Dobrogea, vântul va avea unele intensificări, cerul va fi mai mult noros, dar șansele de ploaie se anunță reduse. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 19 grade în Constanța și 21 de grade în Tulcea. În Muntenia se pare că vom scăpa de ploi astăzi, soarele își va face loc printre nori și va urca mercurul din termometre până la 20 de grade în Pitești și Târgoviște și 23 de grade în Călăraș și în Giurgiu. În capitală ne vom bucura de prezența soarelui și de valori termice în creștere față de zilele precedente. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Prima decada lunii iunie rămâne rece și cu precipitații. Meteorologii ne anunță însă că de mâine vremea se ameliorează atât ca aspect cât și din punct de vedere al temperaturilor. Cam atât despre vreme la mijloc de săptămână. Eu vă doresc o zi excelentă, Răzvan!